Bun găsit, dragi prieteni! Mediul curat în care locuim sau în care lucrăm este foarte important, sigur. E important pentru că mai scăpăm de germenii patogeni, de praf și așa mai departe, dar mai ales pentru faptul că ne asigură favorizează un echilibru emoțional, ajută la păstrarea echilibrului emoțional și asta o spun psihoterapeuții care au lucrat cu mai mulți subiecți și le-au recomandat în sesiunile lor ca locuința, camera, încăperea în care se află să fie luminoase, să fie cât mai curate, să fie bine aerisite și în același timp lucrurile să fie pe cât posibil în ordine. La un moment dat am mai citit un articol legat de făcutul patului, că în momentul în care te trezești dimineața, e foarte bine să-ți faci patul. Nu neapărat că trebuie să fie, să respecte așa o regulă de curățenie, ci pur și simplu pentru că în momentul respectiv cumva ți-ai făcut un pic de ordine, te-ai setat și ți-ai organizat ziua. Momentul în care pleci de acasă și lași patul desfăcut, pernele pe jos și cearșaful și plapuma în mijlocul camerei, atunci se pare că ziua nu ți va fi la fel de bună. Așa o spun specialiștii, probabil că au niște explicații foarte clare. Cert este că e bine ca în momentul în care, să spunem, suntem mai presați, avem probleme de rezolvat, avem o stare de agitație, să facem ordine în cameră, să facem curățenie în cameră, să dăm drumul la ferestre pentru a intra aerul curat și în felul ăsta poate ne mai liniștim puțin, ne aducem acea energie pozitivă și ne pregătim pentru o zi cu toate provocările ei. Da, mi s-a părut foarte interesant să ne păstrăm casele curate, să ne păstrăm birourile, camerele în care lucrăm pe parcursul zilei curate și lucrurile în ordine pentru a ne păstra echilibrul emoțional, pentru a ne face, de ce nu, un pic de ordine și în viață și în program. Vă pup, dragi prieteni, ne revedem mâine dimineață. Un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media.